văd ca un loc care e o zonă deșertificată, deci o zonă care nici apă nu curge. Și alții care spun că este o zonă cu potențial unic în România și care vorbim datorită diverselor bariere care se cer. Pe diverse titluri. Și atunci am spus că această chestiune, ca să fie și clar la ce m-am referit, deci zero birocrație, nu șpagă, nu comisioane, nu nimic. Da? Deci cine vine să investească este sunt cei care ne aduc o gură de oxigen. Iar Galațiu este unic. Suntem singura localitate care avem port, apă, cale ferată largă către Ruși și avem către orice. Singurii. Deci, din punct de vedere al potențialului și a infrastructurii, suntem unici în România. Vă întreb, pentru că în ultimii ani primăria a fost condusă de primar PSD și de asta. Mă refer, să știți că din păcate, deși am văzut și eu că au fost arestați câțiva din primărie, poate cam puțin, dar mă refer și la toate instituțiile statului. Că, din păcate, mai sunt unii care, când iese de avize, au o problemă mare în a da avize de funcționare.